Deci iată cum Dumnezeu se descoperă unei femei păgâne care întoarce o cetate întreagă la Dumnezeu. Foarte interesant. Și în același timp, aici vedem pe o femeie păgână care înseamnă țăran. Asta înseamnă pagan, păgân. O femeie simplă, dar care cunoaște amănunte din Scriptura Vechiului Testament. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Rugăciunea miluiește-mă este cea mai adâncă rugăciune. De aceea, rugăciunea minții începe cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și de aceea rugăciunea minții se poate scurta atunci când ești grăbit. Iisuse, miluiește-mă. Doamne, miluiește-mă. Doamne, curățește-mă. Doamne, izbăvește-mă. Doamne, iartă-mă. Doamne, binecuvintează-mă. Doamne, luminează-mă. Doamne, dezleagă-mă. Doamne, întărește-mă. Doamne, păzește-mă. Doamne, ferește-mă. Iată câte putem adresa lui Dumnezeu în două cuvinte și să primim un bagaj imens de bunătăți dumnezești. Se spune că Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. N-avea cuvânt pentru femeia păgână, deși el îl amintește și spune: eu n-am venit decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. La prima vedere pare text complet, dar același Iisus se autocontrazice în discuție sau în discurs, că El este Cel ce vine și spune: eu n-am venit să pierd lumea, ci să mântuiesc lumea. Și aici nu face separație de doctrină. Când spui lumea, înseamnă toată lumea, toată omenirea. Și tot El spune: mai am și alte oi care nu-s din staul acesta, pe acelea se cade să le aduc la Tatăl. Așa. Deci Iisus are o lucrare care se întinde și până la alte oi care nu sunt din staul acesta. Stând de vorbă Iisus cu această femeie, poate fi acuzat de ce? De tot ce acuzăm noi astăzi, ecumenism, amestec cu alte religii și tot felul de exagerări, în care, de fapt, ce facem? Blamăm pe cei din jur să părem noi cei mai buni? Blamăm pe cei de altă religie în detrimentul și în favoarea noastră că noi am fi cei mai buni? Dar, în schimb, nu putem explica lumii de ce iadul e plin de ortodoxi. De ce iadul e plin de păcătoși creștini și botezați? De ce iadul e plin de oameni cunoscători ai legii? Ce spune tigva elinească a unui preot elin când Sfântul Macare cel Mare, trecând prin pustie și o vede, în loc să o îngroape în nisip, întâmplător îi dă cu piciorul din cărare și o dă într-o parte: nu mă lovi, Macare. Și Macare se miră, zice: ce ai, demone? Nu sunt demon. Am fost om ca și tine. Și unde ești acum? Sufletul meu este în iad. Și ce cauți acolo? Am fost preot idolesc. Și aici se muncesc cei ce nu cred în Dumnezeu cel adevărat. Și ce mai este acolo? Păi stau pe capete de creștini care au știut legea și au călcat-o. Dar nu știi ce bucurie și ce lumină să face în iad atunci când slujiți Sfânta Liturghie și sunt cele trei momente solemne: când se coboară Duhul Sfânt la epicleză și sfinții tainele, când se împărtășesc credincioșii și când faceți dezlegarea la parastas. Pentru o clipă se luminează iadul și muncele se potolesc. Deci iată ce-i descoperă tigva elinească marelui Macarie. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să vedeți că Dumnezeu nu vede lucrurile cum le vedem noi.
Nouă ni s-a dat, ca ortodoxi, taina dreptei credințe, darul apostolic, darul somornicității, darul unicității trăimii și lucrării dumnezeiești după simbolul crezului de credință, așa cum l-a revelat Sfânta Scriptură, mai presus de fire. Dar nu ni s-a dat dreptul să judecăm înaintea lui Dumnezeu celelalte neamuri, batjocorindu-le și bârfindu-le, crezând că făcând acest lucru, noi ieșim în evidență că am fi mai superiori. Nu. Dacă vrem să fim superiori, împlinim cuvântul apostolului Pavel. Voi cei tari purtați neputința celor slabi, nu pismuindu-vă unii pe alții, ca să nu folosim bârfindu-vă, judecându-vă, clevetindu-vă, batjocorindu-vă, săpându-vă, ignorându-vă, chinuindu-vă, pentru că nu așa se împlinește legea lui Hristos. Iar Apostolul Pavel ne dă măsura cea sfântă a acestei judecăți. Să fi fost Pavel atât de slab încât să nu înțeleagă măsura distanței dintre dogmă, cuvânt și spurcăciunea păgânătății? Când spunem, am făcut tuturor toate, cu cel rob, rob, cu elinul, elin, cu păgânul, păgân, cu cel slobod, slobod, ca pe tot să-i fac una în Hristos. Adică, ce înțelegem de aici? Că noi trebuie să scoatem în evidență ortodoxia lucrătoare, nu cea de doctrină, care incită la scandal, la ură, la dușmănie, la ucidere, la respingere, la batjocură, la jignire sau chiar uneori la război și crimă. Dacă luăm istoria Bisericii Universale, vedem, de fapt, câte lucruri s-au făcut în numele lui Hristos pe care n-ar fi dorit să le facă omenirea niciodată. Și atunci ne lamentăm la cuvântul lui Dumnezeu care a spus așa: și eu pot să pocnesc din deget, să fac un semn și 12 legiuni de îngeri să șteargă Ierusalimul de pe hartă, dar eu vreau să se împlinească Scripturile. Petre, tu să-ți bagi sabia în teacă, că cine scoate sabia de sabie va peri. Tot el este cel care vine și spune să nu te temi, turmă mică, că Domnul a binevoit întru tine, Domnul a binevoit întru tine, că porțile iadului nu pot birui biserica în veacul veacului. Deci, credința, harul și harismele nu stau în numărul de credincioși. Noi nu votăm, aici nu e ca la partide, ai 6 milioane de voturi sau 5 sau 4 sau 3. Aici un singur om ține tot harul, dacă Dumnezeu vrea pentru un sfânt, să proslăvească dreapta credință. Un mort înviat a întors tot Ierusalimul pe dos. Auzi ce spunea la vremea aceea Ana și Caiafa? Ăsta, dacă îl mai lăsăm, merge tot poporul după el. Hai, și unii au spus, hai să-l omorâm pe Lazar. Nu. Dacă îl omorâm pe Lazar, mai rău îi înverșunăm, pentru că ați văzut câtă lume l-a văzut viu. Hai mai bine să-l omorâm pe Iisus și ne salvăm poporul. Și din ziua aceea au căutat prilej ca să-l omoare. Deci, așa trebuie să vedem lucrurile. În momentul în care Apostolul Pavel ne spune, dacă vreți ca Dumnezeu să se bucure în cer, așa să lumineze credința voastră înaintea oamenilor, ca făclia în sfeșnic, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru, Cel din cer, având mijloacele încinse, făcliile aprinse, încălțat sandalii Evangheliei dreptății, luați coiful mântuirii și sabia nădejdii, ne spune Apostolul Pavel, și să biruiți în ziua cea rea. Deci iată ce cere Scriptura de la om. Nu cere să fii mărlan, nu cere să fii mitocan și mediocru și să-ți jicnești aproapele
arătând că el este un om de nimic și tu ești altceva. Nu. Și el are suflet ca și tine, și el are inteligență rațională și cuvântătoare ca și tine, are și el suflet nemuritor și tu trebuie, dacă într-adevăr te doare sufletul, să faci ceea ce făcea Sfântul Antonie. Ce îi spune Dumnezeu lui Sfântul Antonie? Nu te mai ruga pentru diavole, Antonie, că ăștia nu se pot mântui. Apropo de apocatastază.